11-2014 am notat toate concursurile de când fac sport până acum aveam câte 60 de concursuri pe an. 50-60 de concursuri de MTB și triatlon pe an. Până aia ajuns în 2014 să faci un full. Da, da. Adică eu mergeam în fiecare sâmbătă și în fiecare, luam familia și aveam sâmbătă concurs de MTB la media și duminică triatlon la în altă parte și fugeam. Aveam plan, familia era încântată că în fiecare weekend noi călătoream, o zi de, plecam de vineri, sâmbătă un concurs, nici n-apucam bine să se termine, trebuia să, plecăm în partea cealaltă. Da. în partea și... Deci asta a fost un plan, nu m-am grăbit și totul bazat, eram foarte înspământat de distanțe și încercam să măresc volumele. Erau foarte mulți care spuneau că nu obosesc, și mie mi se părea se floarea. Până, da. Băi, cum să obosesc că eu vreau să fac da. <laughs> în aceea zi distanțele de la triatlonul pe, pe, pe distanță lungă? Cum să da, mă da, sperie da. pe mine 50 de km de MTB și a doua zi un triatlon olimpic? Când a, eu vreau a... să fac un full.